Bună ziua tuturor, invitatul meu de astăzi este domnul David Ciceo, director al uh, Aeroportului Internațional avramia cu cluj napoca Bună ziua, domnule Ciceo, mă bucur să ne revedem. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Haideți să începem cu veștile. Uh, văd două noi curse aeriene de la Cluj, interesante pentru clujenii sau pentru transit care se gândesc la vacanță deja. Uh, da. Compania Blue deja pus în vânzare zboruri spre Constanța și Burgas. Burgas este premieră absolută, Constanța a mai avut. Ați mai avut la voastră, Azi... Burgas, spuneați că intenționați să deschideți o linie și spre Burgas. Iată că sunt. întâmplă. Da. Asta. da, am avut discuții și cu aeroportul Burgas în urmă cu 3-4 ani. După cum spuneam, o destinație nouă se realizează destul de greu. Durează ani de zile până se concretizează, dar suntem convinși că va fi o destinație solicitată. Vom avea două zboruri săptămâna la Constanța, două zboruri la Burgas. Ce scuze, Burgas, legă... Burgas este oraș la Marea Neagră, deci un punct interesant pentru cei care se gândesc la o vacanță pe litoralul bulgăresc. Da, cu mai mulți ani în urmă noi am mai avut Varna. Ne bucurăm că reluăm zborurile și e, turistice și spre Bulgaria. O să avem, bineînțeles, zboruri în Turcia, Antalya, care este cea mai bună destinație a noastră, Tunisia, Grecia, mai multe destinații în Grecia. Dar, o să organizăm... domnule director general, dar de când sunt valabile aceste zboruri spre Constanța și Burgas? începând cu 20 iunie, o să avem două pe săptămână la Constanța, deci 21 iunie Constanța, o să fie zborle luni și vineri, Burgas începând cu 20 iunie, miercuri, miercuri și duminică. Se pot face deja rezervări pentru aceste zboruri? Se pot face rezervări și rugăm pe toți cei interesați să ia legătura cu Bluerul. Bluerul a luat o opțiune serioasă pentru Uh, aeroportul internațional Cluj anul acesta. Vom avea, pe lângă destinațiile existente, vom avea în total 14 destinații. Este foarte important că vor uh, avea trei destinații spre aeroporturi importante. Uh, vom avea Cluj Londra-Heathrow, deci, uh, Cluj Barcelona și Amsterdam. Deci pe aeroporturi. Uh, Importante și principale. Aveți date uh, ceva mai concret, adică legat de uh, momentul în care se vor putea. Uh... In, intenția a fost uh, să înceapă chiar la începutul lunii martie, datorită condițiilor uh, uh, din Europa. Uh, se deci, uh, spre sfârșitul uh, lunii martie. Odată cu programul de vară, o să mai avem uh, cu Bluerul Madrid, Stuttgart, Hamburg. Milano Bergamo, o să avem Larnaca, Bruxelles Zaventem, o să avem din 4 iunie Roma Fiumicino Köln, dar bineînțeles că și Weezer-ul vine cu foarte multe noutăți pentru că weezer o să refacă numărul de frecvențe și numărul de destinații, până în vară să știți că Weezer va ajunge la 33 de destinații. Începând cu zilele următoare, uh, weaser deja uh, o să reintroducă Birmingham, Roma, Ciampino, Doncaster, uh, Lyon, Valencia, Eindhoven. Asta în luna februarie. În luna martie vor, va introduce uh, de asemenea mai multe destinații. Uh, în ce privește pasagerii care așteaptă conexiuni, uh, avem uh, noutăți importante. Lufthansa. Reasborul Cluj-Frankfurt, în data de 4 martie. Uh, Cluj-Mühen, din păcate, va începe doar în 28 martie. Lotul uh, revine pe Cluj-Varsovia, uh, Cluj care este un zbor foarte bun, în special pentru conexiuni, uh, din 28 martie. În momentul de față, Clujenii pot să meargă. Uh, au foarte multe conexiuni prin Istanbul. Avem două pe săptămână. Cluj, Istanbul cu Turkish Airlines și partea bună că din programul de vară, care începe în 28 martie, uh, ei o să crească la șapte frecvențe, o să avem zilnic. Uh, bine, că, Domnule, că s-ar putea să eu, mai apară modificări. Văd că există motive de optimism uh, la dumneavoastră, pentru că nu vă vedeam așa de optimist. De exemplu, anul trecut pe final, așa, adică nu era, erați mai rezervat în legătură cu reluarea. Uh, da, Eram mai rezervat să știți că încă suntem prudenți. Luna februarie este destul de slabă. În momentul de față avem 230 de angajați din 300 în program redus. Facem eforturi și economii importante. Suntem mai optimiști, avem noutăți importante, dar și aici s-ar putea să apară modificări. Din acest motiv îi rugăm pe pasageri să consulte și să țină legătura cu companiile aeriene. Este clar că se vor introduce foarte multe destinații, se reiau frecvențele, dar s-ar putea să nu fie chiar toate, s-ar putea unele să mai întârzie. Sunt foarte multe măsuri încă restrictive. România a luat o măsură importantă. Cei care sosesc în România și au două vaccinuri nu trebuie să facă test și nici carantină. Noi salutăm această decizie pentru că toate aeroporturile din România și din Europa solicităm flexibilizarea călătorilor. Deja sunt propuneri de la mai multe țări. Cred că vor fi presiuni foarte mari, mai ales de la țările turistice. Grecia dorește ca să se poată călători, bineînțeles cu respectarea măsurilor de sănătate, dar noi sperăm ca și celelalte țări să înlocuiască măsura carantinării și a testului negativ în condițiile în care uh, un călător are două vaccinuri. Da, din păcate, deocamdată restricțiile sunt mai importante decât măsurile de relaxare. Am văzut o listă foarte lungă de țări actualizată, de unde dacă oamenii vin spre România, trebuie să prezinte ori un test negativ, adică nu, trebuie să prezinte un test negativ făcut în ultimele 72 de ore și automat intră și într-o intr carantină de 10 zile. Adică este o dublă uh, limitare. Da, este o, dublă, este o dublă limitare care împiedică uh, zborul cu avionul sau uh, reprezintă un, un factor negativ. Uh, insistăm, după cum am spus, să, pentru, pentru cei vaccinați cu două vaccinuri să se relaxeze aceste condiții. Da, și. Mi se pare și oarecum lipsit de logică. Adică, de ce să-l mai pui pe om să-și facă uh, un test și dacă e negativ, să-l mai ții și în carantină încă 10 zile? N-am înțeles. Adică, poți să vii și fără test, e adevărat, dar stai în carantină cu 4 zile mai mult, adică 14 zile. Da, sunt, sunt multe condiții restrictive, Noi constrăm, contează și modul de călătorie. Foarte puțini s-au infectat în lume datorită călătoriei cu avionul. Măsurile în aeroport și în, în timpul zborului sunt stricte și iată că au avut, au avut rezultate bune. Discutăm și cu alte companii aeriene. Un principal scop în acest moment este relansarea zborurilor. Ce destinații turistice se operează în acest moment, știu de Egipt, de exemplu, unde se mai zboară la Cluj fără restricții? Hurghada, Maldive și Zanzibar. Mai sunt locuri Din se... pac... sunt pline aceste linii? Acurs. Da, da, sunt foarte mulți care merg. Mai apar mai apar situații neplăcute. Maldive nu era pe lista galbenă, ulterior s-a introdus. Sunt pasageri care și-au cumpărat înainte de a fi pe lista galbenă. Au fost nemulțumiți puțin pentru că la întoarcere au trebuit să intre în carantină. Este important pasagerii, când își cumpără un pachet turistic sau o destinație, să discute cu tur operatorul și o eventuală flexibilizare, returnarea banilor, schimbarea datei, în cazul în care îi intervine o obligație sau în cazul în care apar reguli noi pentru țara respectivă să știți că și noi aeroportul am cerut companiilor de turism, companiilor aeriene, considerăm că trebuie flexibilizat și ajutați clienții, ajutați pasagerii. Da, mai sunt locuri către Zanzibar, Maldive, către Egipt. sunt încă sunt Zanzibar va merge chiar și în martie, dar pe urmă centralul zborurile pentru că în acea zonă va veni Musonul și nu mai este potrivit pentru turism. Și, bineînțeles, o să prezentăm în lunile următoare oferta pe care o să avem în Grecia, în Turcia, Tunisia și în, și în alte țări. Toți vor să dea drumul la turism. O să... Tenerife... Insistă foarte mult și pregătește relansarea turismului. Este doar, doar un exemplu. Fără, fără turism, foarte multe țări, foarte multe insule vor avea o, o foarte mare problemă. Deci, vaccinul este cheia. Dacă cineva dorește să, dorește să călătorească în condiții mai apropiate de normal, trebuie să aibă vaccinul și acel certificat de vaccin. Noi credem în vaccin, suntem convinși că va fi eficient. Suntem mândri că România a depășit un milion de locuitori vaccinați, deci da, este important. Sperăm ca în toamnă să se vadă rezultatele vaccinului. Da, și Organizația Mondială a Sănătății, am văzut ieri, pentru prima dată se-a arătat de un optimism, e adevărat ceva mai rezervat, pentru că pandemia... Scade puțin în intensitate la nivel global. Vedem asta și în spitalele din România. Și sperăm foarte tare că lucrurile se vor îndrepta încet, încet către normal. Da, traficul va reveni greu, să știți. Deci la 3 milioane vom reveni aproximativ în 2024. Noi ne propunem să realizăm spre un milion de pasageri în acest an. Anul trecut am făcut 900 de mii, dar ianuarie, februarie și până în 15 martie am avut jumătate din, din trafic. Uh. Uh, ar fi important, important pentru aeroport, important pentru clujeni, pentru companiile aeriene. Aproape zilnic ținem legătura cu partenerii noștri, cu Wizer, cu Lufthansa, cu Blue Air, cu Tarom, ca să putem să, să, găsim, să găsim soluții. În continuare, aviația are nevoie de sprijin. Avem Pregătim împreună cu aeroporturile să solicităm un ajutor de stat, pentru că în luna ianuarie, traficul a scăzut 80% față de ianuarie 2020. Deci ianuarie 2021, 80% scădere. Din acest motiv facem eforturi foarte mari de reducere a costurilor, bineînțeles păstrând absolut toate standardele de siguranță și de securitate. Mult succes, domnule Ciceu! Mulțumesc! la zborilor și cu revenirea pe plus, pentru că E o poartă aeriană foarte importantă Clujul, pentru România, nu doar pentru Transilvania. Mulțumesc tare mult!